Dragi prieteni, bună ziua, bună seara tuturor, Mihai Neamțu, Vocea Libertății. Așa cum știți, acest spațiu al libertății este și un spațiu al dialogului, evident. Așa se exprimă spiritul uman prin conversații și, dacă se poate, prin conversații despre marile teme. Iar astăzi avem privilegiul, bucuria și onoarea de a-l revedea pe Teodor Baconschi, un mentor, un prieten și un important scriitor conservator român, dar care nu se lasă prins în etichete și care... și pentru că iubește apofatismul, evită asemenea, să spunem, încadrări strâmte, tocmai pentru că are o vastă pregătire intelectuală. Ca teolog la început, s-a format în anii 80, când era pasionat de Chiril al Alexandriei și de monoteismul patristic, după aceea a plonjat în imensul câmp al istoriei religiilor, pe urmele lui Eliade și Culianu, o tradiție românească uitată chiar și de către instituțiile universitare, pentru ca apoi să devină, așa cum știți cu toții, diplomat de excepție al României, care, din nou, o să spunem acest lucru pentru cei mai tineri, l-a dus pe Papa Ioan Paul al II-lea în România în 1999, moment istoric, și care după aceea a inundat spațiul public cu peste 20 de volume. Am în mână, doamnelor și domnilor, un superb almanah al marilor oameni. Vă recomand această cronică, să spunem, a întâlnirilor față către față cu diferite personalități, de la oameni importanți pe plan global, inclusiv, cum spuneam, Papa Ioan Paul al II-lea sau Bibi Netanyahu, cum i-au spus prietenii și probabil că mai puțin dușmanii, până la, evident, mentorii unei întregi generații în persoana bunoară a lui Bartolomeu Anania și Andrei Pleșu. Domnule Baconschi, vă spun bine ați venit și mulțumim pentru tot ceea ce faceți ca să ridicați standardele și nivelul conversației în spațiu public. Ne străduim în această direcție cam ambițioasă, cu rezultate discutabile, dar... Discutabile tocmai pentru că ele stârnesc discuții, nu? În sens relativ. Avem cu toții cel puțin consecvența necesară. Nu vreau să introduc în dialogul nostru un ton războinic, dar... E limpede că nu e limpede. E limpede că trăim o perioadă de mare confuzie în care teme altădată odihnitoare, precum educația, fac de fapt obiectul unor dispute aprige. E clar că nici părinții, nici instituțiile publice nu sunt deloc lămuriți azi dacă mai trebuie să facem efortul de a ne educa toată viața sau dacă, așa cum ne-a scos școala cu tot cu lacunele inevitabile pe care ea nu te ajută să le depășești întru totul, ești bine așa cum ești. Aici, într-adevăr, orice dialog edificator e binevenit și să sperăm că vom reuși să punem niște accente și să lămurim câteva lucruri legate de contextul sociocultural în care, iată, ne aflăm în România și peste tot în Occident, pentru că România este deja o parte a Occidentului, așa cum și-au dorit și înaintașii noștri. Până la urmă, dincolo de bătăliile politice din România interbelică sau din România pașoptistă, dacă e să mergem mai adânc în istorie, toți românii de seamă și-au dorit ca această țară să fie recunoscută ca țară europeană, parte în conceptul națiunilor europene, ca țară creatoare de valori și de cultură de tip european, așa încât nu facem decât să punem și noi cărămida noastră generațională la acest edificiu legitim și totodată neterminat. Într-o discuție recentă cu prietenul, pot să spun, Douglas Murray, un conservator britanic bine cunoscut, discutam pe o notă ironică despre identitate și spuneam că la întrebarea pusă, bineînțeles, într-o engleză britanică, "Who are we?", răspunsul curând o să fie "Who are we?", adică da, tehnologia... un calambur geopolitic pe care îl gust. Nu, și care are o rădăcină în sensul în care, pe de-o parte, suntem invadați de tehnologie, evident, suportul prim al
al globalizării conștiinței, fără internet și fără telefonul mobil, care pur și simplu a revoluționat cogniția noastră, nu am fi ajuns să aflăm știri din Taiwan, din Malaezia sau din Australia, oricând dorim. Pe de altă parte, este un fenomen de dezrădăcinare sau, în orice caz, de stoparea a proiectului european și prin asta înțeleg atât, pe de o parte, o americanizare a gusturilor noastre cinematografice deja bine cunoscute, cât și, da, tot mai mult prezența tradițiilor orientale. Și atunci întrebarea cu care aș începe, în contextul dărâmării statuilor, mutilării efigiilor unui bunoară Winston Churchill, europeanul prin excelență, chiar dacă britanic, sau reginei Victoria, recent și ea vandalizată, distrugerii, da, portretului lui Gandhi, care s-a format și el în context, să spunem, anglosaxon. Ce înseamnă să fii occidental? Ce înseamnă să fii un om educat pe tiparele Europei de odinioară? Prima calitate contextuală a omului occidental adevărat este că nu participă la aceste acte de vandalism, care sunt, între ghilimele, opera unor grupuscule radicalizate. Cea mai mare greșeală pe care am putea să o facem privind războiul statuilor de la București ar fi aceea de a considera că asta este opțiunea majorității cetățenilor din statele membre UE sau din America. Ori exact invers. Există o majoritate decentă, muncitoare, care susține pe umerii ei totul, economic și social și politic, și totuși această majoritate este pur și simplu luată prizonieră în acest moment de aceste grupuri destul de heteroclite, formate din oameni în general tineri, care însă nu cunosc nici istoria, nu cunosc prea bine nici cu cine se confruntă, adică, dar care se simt îndreptățiți printr-un anume cult al toleranței să își ridice poalele în cap, să iasă cu ciocanul pe străzi și să spargă sau să jefuiască magazine, să tăguiască aceste statui care îi celebrează memoria unor personalități istorice. Noi trebuie să ne bazăm pe domnia legii, pe statul de drept, pe capacitatea poliției și a justiției de a menține ordinea publică în momentul în care ea este atât de grav perturbată. Pe scurt, de a nu propaga prin lamentațiile sau aprehensiunile noastre ideea că lumea occidentală e în flăcări, e prada unui război civil, că ea se va dezarticula și că nu mai e nimic de făcut. Dimpotrivă, cred că codul penal este suficient de bogat pentru a acoperi toate aceste derapaje și a le încadra în menținerea legii, adică law enforcement, nu? Cum se spune în anglosferă. Așa că eu, sigur, dacă mă întreb, sunt îngrijorat și indignat să constat că grupuri care conțin și activiști de stânga radical și diversi tineri nemulțumiți de societate, de lume, de faptul că trebuie să muncească sau că viața e grea, nu e o plimbare de plăcere. Și iată, în loc să se organizeze decent, cum nu și-ar face ei vocea auzită într-o democrație funcțională? Toată lumea ar asculta. Toată lumea are urechea deschisă către un discurs rațional, argumentat, juridic, ONG-istic, la nivelul sentimentelor umane pe care le avem cu toții. Deci dacă un grup sau o persoană au probleme cu societatea în care trăiesc, ei în democrațiile evoluate, hipertehnologice, post-industriale,
și foarte bogate în care trăiesc, au și mijloace de a-și face auzită vocea. Adică tot diagnosticul pe care îl pun ei, și anume că de fapt nimeni nu-i ascultă, e o minciună. Sau că nu au nicio cale rațională, decentă, pentru a avansa o anumită agendă. Nu? Dovadă faptul că, dacă îmi permiteți, în anii 60 Martin Luther King a fost ascultat, a schimbat chiar legea în Camera Reprezentanților și în Senat prin discursul său I Have a Dream. El a mutat, a creat un seism, a mutat mentalitățile într-o zonă clar progresistă, dar în sensul bun al cuvântului, pentru ca discriminarea rasială din Sud să înceteze. Dovadă că mai nou am avut oameni de 27-28 de ani, mă gândesc la Alexandra Cortez, aleși pe o agendă sau cu o agendă progresistă. Deci nu există, să spunem, nu stă în picioare argumentul conform căruia ei sunt nereprezentați. Dar nu m-aș fi gândit niciodată, domnule Baconski, să reușim să impunem admirația prin codul penal. Sigur că sunt ușor nostalgic sau chiar elegiac, dar dumneavoastră faceți parte dintr-o generație formată în jurul figurii unui Constantin Noica sau, de ce nu, Dumitru Stănilae, generație pentru care lucrurile stăteau în felul următor. Nu citim doar cărți, citim autori sau secole sau rafturi cu diferite tipuri de literatură. De la această lume centrată pe cuvânt am ajuns în spațiu videocratic, care este foarte, foarte vulnerabil la etichete și care este foarte înclinat să opereze cu această cultură a rezumatului. Rezumatul, de pildă, la viața lui Jefferson este a fost profesor de sclav. Rezumatul la viața, întreaga viață complicată, de altfel, tot timpul arăt această biografie senzațională de peste 1000 de pagini a lui Winston Churchill. E bine, rezumatul, că despre asta discutăm, cultura rezumatului sau a sloganului sau a etichetei, este că a fost rasist. Nimic altceva. Cum putem ieși din această paradigmă a sloganului pentru a avansa puțin către un plus de cunoaștere? Mihai, sigur că fiecare om din fiecare generație succesivă e obligat să constate atunci când devine pe deplin adult că lumea s-a schimbat și a contribuit și el la acea schimbare. Lumea nu s-a schimbat de la sine, ci pentru că suma cunoștințelor noastre a permis aceste progrese în științele tari, în dezvoltarea tehnologiilor noi, inovatoare, a reorganizat cultura de întreprindere, a pus capitalismul pe o temelie globală, a permis, iată, comunicarea panumană, instantanee, fără frontiere, și acestea sunt niște puteri redutabile și admirabile, pe care nu se cuvine să le demonizăm doar pentru că nu suntem nativi digitali. Copiii noștri, da, s-au născut în lumea pe care am creat-o noi. Noi trebuie să vedem partea bună a acestor tehnologii, mai exact nu partea bună, ci să le întrebuințăm într-un mod înțelept, într-un mod constructiv pentru binele comun, ceea ce e posibil, chiar dacă ele au devenit și canalele unor fenomene sociale aparent inevitabile, precum aceste polarizări ideologice, aceste radicalizări. Știi, mă și gândeam, post 9/11, s-au fost vânați peste tot acești tineri din o generație islamică derutată de modernitate, care se autoradicalizează. Dar de ce le-am reproșa diversilor jihadiști cu computer că se autoradicalizează, când vedem că oameni înțelepți sau pretins înțelepți, oameni maturi, oameni cu educație superioară, cad în capcana pe care ai descris-o, și anume această cultură sau obsesie a rezumatului, a etichetei, a sloganului. Adică înlocuiesc gândirea complexă pe care o cultură înaltă le-a furnizat-o cu schematismul cel mai deplorabil
al câtorva lozinci, bineînțeles, paralele cu complexitatea tot mai mare a realității umane, așa cum o putem descifra. Deci, iată că gura păcătosului, odată în plus, adevăr grește, ne facem cu toții, într-un fel sau altul, vinovați de ceea ce reproșăm epocii în care trăim, de parcă această epocă ar avea un fel de infernală autonomie în raport cu subiecții ei, cu fiecare cetățean, cu fiecare persoană umană, nu? Din un grup, cât de mare sau de restrâns. Noi toți suntem parte la această derivă și de asta a devenit foarte complicat să te ții în frâu, să iei distanță critică, să predici chiar și în deșert, aparent, virtutea moderației, să faci apologia nuanței și să respecti complexitatea lucrurilor. O să spui, da, dar chiar dacă noi aderăm la un asemenea discurs educațional, aș spune, paideic, el nu se mai potrivește cu ritmul de viață al societăților în care trăim. Pentru că oamenii și-au pierdut răbdarea, atenția lor nu se mai poate concentra prea mult asupra unui subiect, există niște disonanțe cognitive. Sunt de acord că e greu să fii moderat, nuanțat, să respecti complexitatea și diferența de opinie, să continui să crezi că adevărul rezultă din dezbateri de idei practicate onest, cu calm, fără să-ți atribui de la început toată dreptatea, fiind gata să-ți corectezi erorile de percepție. Sunt de acord. Dar mi se pare și mie, și aici mă studiez ca om cu sensibilitate conservatoare, Mihai, sincer îți spun, am plăcerea asta din adolescență de a defini inteligența ca pe capacitatea de a produce metadiscursuri. Deci o funcție a lucidității. În ce situație mă aflu când mă aflu într-o anumită situație? Să văd ce mi se întâmplă, să fiu conștient de contextul în care spun ceva, îmi doresc ceva, neg ceva sau afirm ceva. E și un exercițiu spiritual de a nu te lua în prea în serios, cum spunea Steinhardt. Este și o distanțare ironică față de eul social. E un act terapeut, cu siguranță. E plăcerea și nevoia de a ști ce ți se întâmplă, de a nu deveni cobai sau un subiect pasiv al unor procese pe care te copleșesc. Ori, și când mă uit la mine ca individ care în mod liber, cu discernământ, în timp, decantând destul de numeroase lecturi, a ajuns la niște opțiuni conservatoare. Asta însemnând că nu cred în progresul moral al speciei, ci doar al persoanelor luate separat, însemnând că nu cred în salturile revoluționare și în rupturile anarhice, ci mai degrabă în progresul constant, dar justificat al fiecărui aspect al vieții sociale. Nu cred în ideea că dacă înlocuiești ceva, îl înlocuiești neapărat cu ceva mai bun. Deci, trăsăturile etice și comportamentale clasice ale etosului conservator. E bine, mă urmăresc în această postură și nu vreau să încremenesc în ea, așa cum sugerai, și constat și eu cât de ușor mă las antrenat în acest duel pueril de sloganuri aruncate peste gard, de bătălii cu perne, de butaforii. Dar fi doar cu perne și mai ales cu perne cu pene de găină sau cu pene de rat, de gâscă, da. Dar mă tem că sunt cu uneori și cu ciocane. Filozofarea cu ciocane de care vorbea Nietzsche. Ce vreau să spun e că îmi dau seama că aceste medii virtuale pe care le frecventăm cotidian ne împing într-adevăr dincolo de voința noastră să
părem sau să devenim mai contondenți, mai reducționiști și mai siguri de așa zisele noastre certitudini decât e cazul. Pentru că după ce, știu eu, particip la un turnir de ăsta virtual, lasă că la noi prea puțină lume mai știe ce înseamnă adresarea politicoasă sau serenă, majoritatea se ciomăgesc. Își dau un petic, arată cât de puțin educați sunt, bun, dar ăștia suntem ca societate. Și când ieși din balamucul ăsta virtual, dacă ai sau nu o oglindă la îndemână, nu prea te recunoști, adică îți dai seama că ceva te-a împins să te falsifici, adică să fii, să participi la niște polemici care de fapt nu te interesează sau nu ți-aduc nimic, nici nu-ți iau, nici nu-ți dau. Să-ți pierzi vremea cu tot felul de interlocutori care, în mod evident, nu vor să afle ceva împreună cu tine. În niciun caz vreun adevăr, ci pur și simplu trebuie să-și semnaleze prezența și existența prin gălăgie și cacofonie mentală. Bun, și atunci întrebarea este ce lecții mai poți da altora, apropo de moderație, de dacă noi înșine, printr-un mecanism tehnopolitic și cognitiv pervers, suntem zi de zi îmbăiați în această baie de acid și incapabili să dăm exemple. Adică să arătăm că, iată, care e, să zicem, idealul conservatorului. Păi, gentlemen, cât de gentlemen mai suntem. Nu mă refer acum la eleganța vestimentară, ci la eleganța sufletească, la această sobrietate. V-am pierdut. Adică, ce pică de rien. Adică, da. Știi, acum eu nu vreau să... O sobrietate senină, stoică și detașată. Nu, dar tu fiind mai tânăr, normal că ai un tonus mult mai războinic și... Nu, dar temperamental suntem construiți diferit, dar asta da, nu înseamnă da. Că nu aspirăm la același ideal. Nu, dar vreau să spun că totuși progresiștii, așa zici, pe care de multe ori nu ne străduim suficient să înțelegem, pentru că printre ei sunt destui oameni cu carte solidă și nouă ni se par că doar niște inteligențe anihilate printr-o intoxicare ideologică, dar nu avem urechea, știi? Adică ce mă frustrează, că tot toată lumea e frustrată, este că rare ori are loc în această dezbatere cu privire la cum e mai bine să trăim împreună între progresiști și conservatori, rare ori are loc un dialog și tu o să spui, păi da, dar nici ei nu ne respectă, ne etichetează, ne spun, domne, sunteți din evul mediu sau... Homofobie sau rasism. De anacronici sau... Noi, sigur, miza e importantă, aceea, asta e și face de multe ori seducători. Pretenția că ei văd în viitor și că știm prestigiul care aureolează orice profet într-o societate, când cineva pretinde că poate descifra ce va urma, capătă o aură mistică. Dar ce cred eu este că de cele mai multe ori ne învârtim în cerc unii și alții. Adică mă cam agasează, sincer, dată fiind scurtimea vieții, sterilitatea vădită a acestui schimb permanent de etichete, știi? Și mă interesa, noi prezentăm, printr-un soi de profeție autorealizată, prezentăm oferta progresistă ca pe un fel de fatalitate. Citeam
N-am avut vreme să citesc în detaliu, dar a scris Horia Patapchelici recent un text pe ziare.com sau așa, bun. Și odată în plus, subtilul nostru contemporan adoptă acest ton tipic de fetist al conservatorului. Român sau bulgar? Sau de ce nație mai vrei tu? Ideea care e? E prea târziu. E adevărat, a spus asta un gânditor conservator. Adevăratul conservator nu apără decât cauze pierdute. Dar, dincolo de această butadă, mie mi se pare că defetismul ăsta ne face cumva patetici, știi? Adică, păi, de partea cealaltă, acuzația venită din zona progresistă este că ăștia, Pleșu, Baconski, Papahagi, Patapievici, Liceanu, ăștia ne sufocă de 30 de ani și de ei nu reușim, din cauza lor nu reușim noi să respirăm. E, aici, da, e auto-îndreptățirea ideologică ca argument antimeritocratic. Adică, vezi, niciunul dintre noi, cei pe care au avut gentilețea de a-i pomeni, dar și mulți alții, nu avem vreo semnificație în câmpul culturii românești fabricată acasă în bucătărie. E vorba de reflexul stabilit în timp al unui public care a luat act de faptele noastre mai bune, mai rele. A luat act de cărțile acestea, haideți să le arătăm. Și de cărțile noastre, da. Avem aici o mărturie încrucișată, ca să facem o scurtă paranteză de publicitate, știți că am acest apetit pentru marketing. Mărturie încrucișată, un dialog foarte frumos, în care eu am descoperit sufletul lui Teodor Baconski. Am întâlnit în multe cărți mintea lui, poliedrică și capabilă de acrobații stilistice foarte, foarte valoroase. Dar iată această carte în care discută despre rugăciune, de pildă. Spune, rugăciunea e ca respirația și procreație, cosmogonie. Formule absolut memorabile. De asemenea, dacă îmi permiteți, domnule Baconski, recomand și interviul dumneavoastră cu prietenul Cristian Curte în șocul referendumului și aveți în mână, dacă nu cel, averea bunei educații. Haideți să vedem acest volum. Care este la al treilea, al patrulea, al cincilea tiraj, nici nu mai știu. Uite, cu pandemia am pierdut socoteala, dar înainte de ea se vânduseră 12.000 de exemplare, ceea ce totuși înseamnă ceva. E un bestseller veritabil. Noi avem o piață a cărții destul de debilă. Asta să știi că pe lângă satisfacția autorială mi-a arătat că noua clasă de mijloc cristalizată în deceniile de tranziție, are dileme pedagogice și se întreabă încotro mergem și a găsit în cartea Averea Bunei Educații niște răspunsuri concrete, dar nu pe puncte, nu cu scheme, nu cu tabele statistice, ci mai degrabă confesiv din partea unui tată care a participat alături de soția lui la educarea doi copii și care, deci, vorbește dinăuntru acestui proces. Deci nu dă lecții cu irresponsabilitatea pe care Paul Johnson îi atribuia lui Jean-Jacques Rousseau. Care și-a părăsit cei cinci copii, i-a parcat undeva într-o instituție publică și apoi ne-a spus nouă cum trebuie educat Emil. Vreau să vă întreb, însă, înainte de asta, să observ că dialogul nostru curge foarte, foarte, cum să spun eu, natural, pentru că, într-un fel, m-ați și provocat, ați făcut un soi de exercițiu melancolic pe marginea acestei transformări a persoanei vii, ireductibile, precum creatorul nostru, într-un membru al gloatei și ați deplâns excesele colectivismului de ambele părți. Nu? Te poți transforma într-o stihie și dacă ești membru al brigăzilor roșii și dacă ești un taliban al conservatorilor populiști care pur și simplu nu mai trăiesc valorile pe care le clamează, ci doar le apără. Este ca și când toată ziua, bună ziua, ai apărat crezul de la Nicea, dar n-ai mai fost la biserică de 2-3 ani de zile. Se întâmplă uneori,
și asta. Sau predici nu știu, virtuți biblice, dar tu ai uitat să le mai și testezi pe propria ta carne. Deci această, să spunem, capcana a fost foarte corect indicată pe o notă care mi-amintește de Kierkegaard, așa, în ce ne-a spus. Această exigență de a redeveni un individ, adică de a fi... Îți atrag atenția că rolul de Kierkegaard bucureștean este ocupat. Mai ales prin hiperbolele de la Humanitas. Dar, revenind, a fi individ sau a fi persoană înseamnă să fii ireductibil, adică să fii tu însuți. Iar cartea dumneavoastră, o carte minunată, care e și accesibilă ca stil, este și scrisă cumva larg, da? cu o deschidere către aproape oricine, această carte ne prezintă pur și simplu pariul câștigării propriei tale umanități. Mi-am amintit de Pinocchio și de Geppetto. Mi-am amintit de acest cuplu, nu, primordial al oricărui proces formativ. Tatăl, care își vinde cămașa pentru a-i oferi copilului, lui Pinocchio, care este încă o păpușă, da, abecedarul. Fără carte nu poți fi om, pentru că logosul este cel care structurează conștiința. Și haideți să începem cu această discuție despre carte, pentru asta v-am invitat și cred că e cel mai frumos lucru pe care îl putem face. Cărțile, domnule Baconski, nu vreau să risc prea mult, dar v-ați născut în proximitatea unui mare scriitor, tatăl dumneavoastră, un om care a scris și care a citit enorm. După aceea ați avut mentori minunați, l-am menționat deja pe Bartolomeu Anania, sunt sigur că ați avut și alte figuri care v-au marcat prima tinerețe. Care este rolul cărții în formarea unui copil? Marile cărți versus cărțile de duzină. Uite, scopul educației europene a fost omul superior. Mai este acesta scopul educației în universitățile europene? Ne putem întreba. De fapt, cred că s-a produs o fuziune între idealul pedagogic european, omul superior, omul reprezentat în școala din Atena, Rafael, da? Și idealul pedagogic american care viza în decență, adică unor cetățeni, nu doar lor, bani, dar unor cetățeni care au discernământ la vot, care își găsesc locul meritat într-o ierarhie socială și profesională, care contribuie congregațional sau individual la binele comun, la prosperitatea Republicii. Astea două, cred că prin americanizarea postbelică a culturii europene, poate prea mult spus, dar în fine, prin influența culturii occidentale, da, enormă a Statelor Unite în Europa Occidentală, mai cu seamă pe durata Războiului Rece, e bine, au fuzionat și acum nu ne mai propunem decât să creștem media intelectuală în societățile noastre. Și asta cred că e un ideal care poate fi aproximat și la un moment dat ilustrat, convingător. Am trăit în câteva țări din latine, de prin matricea lor, dar occidentale. Chiar la capătul Occidentului, în Portugalia sau în Franța, unde am și studiat, unde am și revenit ca ambasador. Italia. În Italia, care este, bineînțeles, conform unui truism inevitabil, mama civilizației imperiale, europene. Și am constatat acest lucru, că acolo omul obișnuit, să spunem frizerul care te tunde sau învățătoarea copilului tău sau vânzătoarea de la magazin sau orice altă persoană care, să zicem, nu face parte din elita conducătoare a țării, dar e un cetățean onest. E bine, când deschide gura un astfel de cetățean din Franța, Italia sau Portugalia, duce fraza până la capăt. E o persoană cizelată. Nu îți dă senzația că vorbești cu un troglodit, cu o persoană necioplită, care bâibuie,
bâlbâie gândirea, care e, cum spuneam, incapabilă să construiască un discurs, un raționament. Și care n-are scridențele acestea balcanice. Vorbeam cu un prieten bulgar când eram în Cambridge și recunoșteam diferite case studențești, iertați-mă că v-am întrerupt, probabil că tot un obicei balcanic, dar discutam cu el și spuneam, cred că aici sunt niște macedoneni, aici sigur sunt niște bulgari, aici sunt sigur niște români, pentru că pur și simplu vorbeam ca medie mai tare decât ceilalți, să spunem, da, studenți, da, britanici. E o lipsă de cizelare. Da, deci asta îți spun. Vezi, sunt mulți care anunță declinul Occidentului de vreo 100 de ani. Eu sunt mult mai optimist, pentru că asta o să mai dureze vreo 700-800 de ani. Cu toate nihilismele, cu emergența acestor radicalisme ciclice, nu? Că a fost și generația mai 68, care s-a îmburghezit și a devenit tehnocrată. Deci, n-aș îngropa Occidentul. De ce? Pentru că are și idealul omului superior la orizont, n-a dispărut. Până la urmă, ne putem uita chiar și în mass media occidentale, când apare un interviu cu o personalitate majoră din știință, un premiu Nobel, un mare profesor universitar, un mare autor, un mare artist, se face liniște. Lumea respectă aceste figuri, în ciuda atmosferei de stadion încins și plin de huligani sau de... Nu. Deci omul superior e la orizontul vieții cotidiene în Occident, în continuare. Pe de altă parte, această uriașă majoritate mai rezervată de cetățeni decenți. Ea n-a dispărut, să ne înțelegem. Sunt, până la urmă, statistic majoritari. Deci, cred că e o capcană să reducem Occidentul în cea mai complexă civilizație de pe planetă, cea mai sofisticată intelectual și tehnologic, cea care are încă monopolul cercetării și inovației științifice la vârf. Pe cine face toate astea? Adică cine se ocupă zilnic în universități de top, în laboratoare de ultimă generație, în fabricile de înaltă tehnologie, nu? Cine se ocupă de asta? Omul decent care nu a uitat idealul omului superior. Sunt cu ei ce facem, știi? La asta mă refer. Adică, uite, îmi reprezentam noi conservatorii români, care avem latura noastră caragialescă, nu putem să ne dezbărăm de această ereditate. Am preluat și amplificăm continuu această temă a completei desacralizări a vieții occidentale. E adevărat că s-a produs un fel de osmoză între umanism și creștinism, umanismul înțeles în sensul renascentist, nu? Un fel de secularizarea virtuților creștine, știi, mă gândesc la felul în care acționează rețelele de solidaritate în Scandinavia. O să zic, ei au fost creștinați târziu și nu au avut poate... Așa este, da. E o secularizare a creștinismului, da. Uite, am fost acum vreo 2 ani invitat de preasfințitul Macarie al Europei de Nord, știi, un episcop tânăr, îl cunoști foarte bine. Da. Și, mă rog, întâmplarea avea loc micul colocviu la care am invitat câțiva oaspeți din țară, avea loc la Copenhaga, știi? Și am stat 3 zile la Copenhaga, sigur, cu umbra lui Andersen sau Kierkegaard flancându-mi în fiecare plimbare, dar am constatat că e o societate perfect creștină într-un sens, adică, sigur, o să vedem declinul practicii religioase în sens liturgic,
poate mai puțină lume se duce în capelele lor luterane sau calvine sau ce mai sunt, în fine. Dar decența conviețuirii, seninătatea cu care oamenii se întrețin, conversează, zâmbetul acesta aproape frățesc pe care și-l atribuie. O să spui politețe socială, e un reflex educat, dar e ipocrit și... Nu, bun, poate în anumite cazuri, da. Dar faptul că ei au ajuns la un fel de împărtășire a prosperității care ține foarte mult de paleocreștinism. Adică sigur, au și ei niște milionari, multimilionari, bun, care probabil sunt izolați, nu îi întâlnești așa la piață, deși, dacă îl întâlnești pe primul ministru la piață... E posibil să ai și întâlniri. Bun, dar ce vreau să spun, de unde vine această artă a conviețuirii civilizate, delicate, a solidarității, a simțului comunitar, dacă nu din Evanghelie? Că nu vine din nicio saga nordică. Da, nu găsim, nu avem acolo referințele astea. Deși de acolo vine un anume democratism, știi, care caracteriza și prima Rusie chievană, o anumită exercitare colectivă a puterii în sfera deciziei. Știi? Nu știam asta, da. Dar e cert că nu am simțit acolo așa, interacționând minim și observând mai cu seamă viața urmă, ritmurile ei, cum se întâlnesc cu oamenii, cum vorbesc unii cu alții pe stradă. Mi s-a părut că o societate creștină, care nu e o teocrație de tip Sharia, atmosfera pe care o descriu, știi? Și pe care, sincer, nu o idealizez. Adică, pur și simplu, casele au și o ordine urbanistică edilitară, regimul de înălțime, alinierea la stradă, grădinița, un standard, dar și un fel de discreție foarte familială. Ei fac sport, dar sunt toată ziua în familiile lor, cel mai adesea, știi? De aici faimoasele străzi care după o anumită oră, ca și în tot spațiul nordic germanic, se golesc. De ce? Pentru că oamenii se retrag la vatră. Sunt cu ai lor. Fiecare Ați descris un fel de paradis social pentru care mulți români au hotărât să și plece din țara lor ca să întâlnească această tihnă a vieții urbane. Nu contrazic absolut deloc existența acestor vaste spații de normalitate, deși am să adaug o notă subiectivă că am poposit într-o familie din vestul occidental cu câțiva ani în urmă, chiar în ziua de Vinerea Mare, și m-a întristat totuși faptul că nici măcar în planul acesta culinar adevărat sau, nu știu, al interacțiunii domestice nu am sesizat o asimilare a dramei cristice în ziua de Vinerea Mare să existe reflexul de a merge la Deni sau de a merge la Prohod sau de a posti sau de a mânca frugal. Deci eu cred că e nevoie de un creștinism mai asumat, nu doar de un creștinism exterior, și cred că iarăși suntem de acord, însă dați-mi voie să presez puțin, fiindcă timpul, știu că mi-ați alocat cam o oră pentru această conversație, șlefuirea aceasta, această, cum ați spus noastră, îmblânzirea instinctelor nordice, da, de viking, s-a produs prin muzică, domnule Baconski, în spațiu protestant. Și în cartea dumneavoastră, din nou, Averea bunei educații, una de cele mai frumoase cărți scrise în ultimii 10 ani în România, insistați și asupra acestei dimensiuni, da? Nu sunteți poate cel mai important meloman al României, dar ați pus mereu accentul pe această dimensiune, da? A frumosului exprimat prin sunete armonioase. E corespondența dintre sistemul nostru senzorial, biologic și arte. Așa cum salutăm
sinestezia în spațiu sacru ortodox, unde toate simțurile sunt solicitate, la fel ne rafinăm exercițiul celor cinci simțuri și căpătăm un al șaselea, să spunem, simțul operei de artă, care, bineînțeles că presupune un antrenament, o deschidere, un context familial favorabil și curiozitatea de a afla, știi, nu mai știu dacă în capitolul despre educația muzicală, din averea bună educație, am pomenit și parcursul fiului meu, Ștefan, care a fost un adolescent cu, mă rog, o fixație puțin snoabă pentru rock-ul anilor 70, clasicii și așa mai departe. Nu era hip-hopist, techno și nici nu avea vârsta ca, știu eu, să idealizeze oribila perioadă disco. Da. Care e de departe cea mai kitsch din istoria muzicii pop post-belice. Anii 80, sau? Da. Dar, dincolo de asta, am constatat așa că a citit, a acumulat la un moment dat suficientă informație despre trecutul Europei, încât n-a mai funcționat obligativitatea aia plicticoasă și nesuferită de a merge cu mama sau cu tata sau cu amândoi la concert, la Ateneu, la Festivalul Enescu, la nu știu ce, ci pur și simplu a făcut singur trecerea și a dezvoltat singur pasiunea pentru muzică clasică și s-a, ca autodidact, în 2 ani, m-a depășit cu mult. Nu că aș fi eu vreun, cum bine spuneai, vreun standard în materie, dar nu sunt incult din punct de vedere muzical. Cunosc în linii mari opera celor mai de seamă compozitori occidentali. Deci de la riffurile lui Jimi Hendrix și Van Halen și Joe Satriani a trecut la Bach, Ștefan. Da, a devenit mozartian, mai cu seamă, dar, cum să spun, deja fiind un tânăr cu o bună educație, s-a dus singur pe YouTube la lecțiile de muzică a lui Leonard Bernstein sau și-a cumpărat cărți, să zicem, din literatura muzicologică, a început să înțeleagă arhitectura sonoră a fiecărui tip de piesă din repertoriu clasic și sau preclasic și apoi mari romantici și așa mai departe. Și îl văd deja împrietenit atât de mult cu muzica simfonică, încât acum nu, și când se relaxează și când lucrează, e acompaniat în căști de muzica asta. Deci, ce vreau să spun e că asta e o bună dovadă a faptului că educația de calitate nu presupune violență asupra copilului, ci sădirea unui pat germinativ corect, în care un om inteligent își cultivă singur grădina mai departe, adică aclimatizează noi specii, se obișnuiește cu toate operațiunile de tundere a gardului viu. Bun. Această grădină interioară, de fapt, nu? Care conține toate artele și cheile prin care înțelegem marea literatură, marea filozofie, arhitectura, sculptura, muzica, pictura. Deci, toate vin la rândul lor, la momentul în care un tânăr, o tânără s-a copt suficient, are baza bună pusă și nu trebuie să creăm o rețetă. Acum, e adevărat că surogatul idealului recepist al omului universal ne obligă să ne deschidem către toate artele și să considerăm că un om cultivat știe fundamentele din toate aceste domenii, știi? Dar, în același timp, fiecare e liber să fie mai degrabă meloman sau mai degrabă inițiat în istoria picturii. La fel cum foarte mulți copii din
familiile cu care ne mai vedem, dezvoltă pasiuni exotice, știi? Învață coreană sau descoperă Japonia sau alte lucruri, arta, nu știu, arta budistă din Malaysia. Și foarte bine, foarte bine. Foarte adică, bine. Mai ales că în spațiul românesc avem o tradiție prin Cantemir, poate chiar înainte de el Milescu și până la, din nou, Eliad, îl menționăm, o tradiție veritabilă de orientaliști, cel mai recent fiind Arion Roșu, care s-a stins la Paris, dacă nu mă știu, la Versailles, acum câțiva ani. Deci, de ce nu, integrarea Orientului într-o sinteză culturală europeană. Vorbiți despre cărți, vorbiți despre muzică, domnule Baconschi, dar discutați și despre muzee, locul unde întâlnești colecții, da? De icoane vechi, în cazul Muzeului Național de Artă din București, sau întâlnești sculpturi. Călătoriile fac parte din educație, filmele, spuneți dumneavoastră, și nu în ultimul rând, dialogul, poate indirect, să zic așa, între tată și fiu, între mamă și fică, pe teme tabu, cel puțin până de ună zi, cum ar fi sexualitatea, nu? Vocația sau dramele sentimentale, vocația maternă sau paternă, toate se discută în acest spațiu intim al căminului. Noi suntem într-un moment în care sexualitatea este exhibată pe de-o parte peste tot, nu în spațiu public, pe de altă parte această pedagogie discretă și, vine să spun eu, graduală, pe care și-o asumau părinții și bunicii de odinioară, este revendicată de către stat. Ceea ce observ este că statul, prin birocrații săi, prin experții săi, a apărut nouă categorie de experți, statul dorește să se ocupe de aceste lucruri, de aceste subiecte. Care credeți că este cea mai bună soluție? Soluția e activarea familiilor. Adică, sigur că există și necesitatea ca la școală să înveți cum funcționează sexualitatea umană, de ce, care sunt pericolele legate de boli venerice, de prostituția infantilă, de viol, de patologiile comportamentului erotic. Și statul preia sau tinde să apareze și această programă școlară, pe bună dreptate, măsura în care există multe familii care, unde toate aceste patologii se răsfață și unde nu există nicio instanță, mama, tata, suficient de educați ca să vorbească sincer, liber, gradual și decent, realist, totodată, cu delicatețe sufletească despre aceste probleme omenești. Și dacă, na, știm prea bine că avem foarte multe pungi de sărăcie, locuri, medii, unde e utopic, da. E utopic să-ți imaginezi că un copil va afla treptat și cu tact și când trebuie și niște adevăruri pe care, bineînțeles, trebuie să le afle pentru a-și trăi viața pe deplin și pentru a fi normal într-o relație dezinhibată, firească și cu aceste aspecte. Dar, dincolo de asta, averea bună educație a avut, cred, priză la familiile din clasa de mijloc, tocmai pentru că sunt acele familii unde scepticismul față de școala publică e mai mare, unde așteptările sunt mai înalte, unde instrumentele de care dispun părinții sunt mai bogate. Mă refer la familiile în care părinții au avut grijă să meargă cu copiilor și la un muzeu și să -i ducă și la un concert de calitate și să aibă discuții libere cu ei de mici. Din păcate nu putem găsi o formulă care să acopere problema asta la nivelul întregii societăți. Și atunci cine poate oferi în familie mai mult, de asta sunt și eu un adept al dezvoltării școlilor private de calitate. Cred că chiar am un exemplu, Liceul Genesis în București, creat de o antreprenoare care pur și simplu a făcut acest efort, are
10 ani deja, experiența. A început cu ciclu primar și acum a dezvoltat toți anii de liceu, pentru că avea doi băieți și pur și simplu nu a zis mai bine le fac eu o școală și a selecționat sinergic într-un proiect mai mare, cadre didactice de optimă calitate, a creat o infrastructură și merge strună. Deci e clar că sunt din ce în ce mai mulți părinți care ar face toate eforturile pentru ca copiilor să nu treacă prin școli proaste, ci din potrivă. Dar astea sunt chestiuni care țin și de legea educației și de legislație în general, țin și de dificultatea de a constitui astfel de structuri private de calitate, cu atât mai mult cu cât ideea de învățământ privat în România e compromisă de aceste universități fantomă, da, care practic au discreditat înainte de a se naște un sector educațional privat de bună calitate, au discreditat însă și ideea că un grup de inițiativă privat ar putea să ofere copiilor o educație de mai bună calitate decât cea din școala publică. Pledați pentru formare și nu doar pentru informare și cu atât mai puțin pentru formatare. Pledați pentru educație, deci nu pentru ideologie. Educația înseamnă un registru aplicat sensibilității tale sufletești și nu unei turme sau unei entități gregare. Știi, aici, Mihai, chiar e un test. Personal, cred că dacă mă întâlnesc cu un adolescent și constat că el ia o distanță critică egală față de toate ideologiile, atunci sunt convins că a avut parte de o bună educație. Adică, din punctul meu de vedere, asta e un test revelator. Numai o minte necoaptă și insuficient irigată cu lecturi, cu noțiuni de istoria ideilor, cu destule incursiuni în marele patrimoniu occidental, numai un astfel de om poate cădea victima unei ideologii și se poate radicaliza în fața ecranului. Altminte, ce înseamnă gândirea critică, autonomia intelectuală? Înseamnă tocmai capacitatea de a cântări, de a compara, de a diseca, de a judeca cu mintea proprie conținutul, propunerile și riscurile oricărui pachet ideologic. Știi? Asta e un exercițiu care a devenit, din păcate, un privilegiu, în loc să fim îndrept al tuturor. Asta presupune și redescoperirea nu doar a semnului exclamației, ci și a virgulei, a altor semne de punctuație care indică răgazul, care indică interogația. Și din punctul meu de vedere, asta ne duce în spațiul curiozității, al admirației și al mirării originare, cu care de altfel și cultura europeană și-a început demersul, nu? Fără presocraticii care se opreau din trenul vieții și contemplau cerul în căutarea unui răspuns despre ordine și armonie. Fără această dezvoltare a mirării filozofice, noi nu am fi avut nici știința de mai târziu a lui Arhimede, nici postulatele lui Galileu de mult mai târziu. Cred că la această mirare trebuie să revenim ca antidot la ideologie și la colectivism. Nu în ultimul rând, mirarea poate conectată la simțul acesta religios. Spuneați dumneavoastră, și cu asta încheiem discuția noastră de altfel fascinantă, că rădăcinile oricărei culturi sunt rădăcini ritualice și religioase, că ele, citez acum, exprimă energia unei teofanii sau unei epifanii, a unei arătări a sacrului. Cum putem redescoperi această slavă a lui Dumnezeu într-o lume obsedată de orizontală? Reconectându-ne cu martorii și subiecții existențiale a acestor experiențe a Sfințeniei lui Dumnezeu și a existenței lui Dumnezeu și a voinței lui Dumnezeu pentru om. Avem, de fapt, bibliotecile noastre sunt pline de oameni care au scris pentru că l-au cunoscut pe Dumnezeu,
pentru că nu l-au cunoscut pe Dumnezeu și în orice caz pentru că l-au căutat pe Dumnezeu. Deci e pentru orice minte riguroasă relația om-Dumnezeu prin simbol, rit, mit și trăire personală reprezintă centrul și sensul faptului cultural. Substanța culturii, decorul ei, orizontul ei și detenta ei existențială. Deci nu e niciun fel de reducționism. Nu poți să fii reducționist când vorbești despre infinit. Nu poți să fii reducționist când vorbești despre eternitate. Nu poți să abordezi reducționist atributele banale pentru sumele teologice ale lui Dumnezeu. Deci, însăși capacitatea creierului nostru de a conceptualiza aceste noțiuni e o mărturisire de credință și o continuitate secretă sau fățișă cu acești predecesori care nu au tematizat metafizicul pentru că erau înapoiați sau imbecili, ci pentru că aveau scripturi de geniu sau pentru că Dumnezeu însuși îi alesese pentru a vorbi prin ei celorlalți. Deci, cine cunoaște, cum spuneam, riguros istoria civilizațiilor, nici măcar a civilizației iudeo-creștine, vede că tema sacrului, experiența sacrului, ieșirea din sine, extazul, autolimitarea ca resort al depășirii, toate aceste forme de asceză intelectuală și spirituală sunt constante, indiscutabile, care nu apar doar pe bibliografia unui curs de istoria religiilor, adică apar pe ecranul mental al oricărui intelectual respectabil. Până la urmă, educația se împlinește atunci când restaurezi, nu, legătura între chip și asemănare pierdută prin căderea noastră în animalitate. Până la urmă, căderea, o spun toți Sfinții Părinți, a fost... Da, eu am convingerea că structura mitopoetică a revelației creștine este subîntinde civilizația noastră și tematica filozofilor noastre și azi și mâine și cât vom exista. Aceste teme se dialectică, dar nu dispar. Sunt acolo și, practic, sunt convins că oameni, să sperăm, mai inteligenți decât noi, poate proprii noștri copii, vor înțelege acest lucru și vor intra în acest mare flux. Pentru că, până la urmă, sensul prezenței noastre în propria conștiință și în propria istorie nu poate fi construit și perpetuat decât prin raportare la Dumnezeu. Sigur, e un cuvânt. Este și cuvântul care creează, cuvântul care perpetuează, care fecundează, care dă sens umanității noastre. Și indiferent de felul în care s-ar travesti vocabularul nostru filozofic, teologic, metafizic, științific, suntem în cadrele pe care puterea revelației lui Dumnezeu, deci, până la urmă, bazele civilizației monoteiste le-a creat de mult și pe care nu le putem schimba prin agitațiile noastre periodice la suprafața istoriei. Încheiem cu o reflecție pe care am făcut-o chiar și la începutul acestei conversații despre ceea ce te face pe tine om și ceea ce te face pe tine unic și, până la urmă, unicitatea persoanei derivă din unicitatea unei întâlniri cu unul care este transcendent. Cărțile sunt doar un instrument care te poate ajuta să descoperi viul vieții sau o viață calitativ superioară omului de rând, dar în niciun caz nu sunt finalul, sunt doar începutul, nu sunt punctul terminus al unei formări, pentru că, nu-i așa, însuși Dumnezeu se dispensează de carte atunci când își trimite Fiul Său pe Logosul întrupat ca să ne întâlnească pe noi în carne și oase. Cu alte cuvinte, litera își pierde prestigiul, mai ales în experiența aceasta a îndrăgostirii față către față cu cel care
cât este creator. Mulțumesc mult, domnule Baconschi. Întotdeauna o bucurie să ne regândim, să ne regăsim pe aceste octave, mi se pare mie esențiale ale vieții, care sunt cele filozofico-teologice. Mulțumesc și pe curând. Ce pregătiți înainte de a închide? Ce pregătiți? Că știu că pregătiți niște cărți. Știi ce mă străduiam să pregătesc? O nouă culegere de eseuri în ultimii 3 ani la doxologia, dar... Pandemia ne-a dat peste cap. Da, am trimis textele, dar n-am mai avut niciun răspuns. Să sperăm că... Ale le transmitem că așteptăm publicarea manuscrisului. Să sperăm că totuși o să apară anul ăsta acel volum. Mulțumesc mult! O seară liniștită tuturor! La revedere și pe curând! La revedere!